În sfârșit pot să fac un astfel de videoclip pe canal și sunt sigur că mulți dintre voi veți dori să-l vedeți. E vorba de cât m-a plătit YouTube în funcție de numărul de vizionări câți bani am luat și câte taxe am plătit către statul român. Am ales luna februarie pentru că am toate datele. Pentru luna februarie vă puteți face o idee despre ce înseamnă un canal de YouTube de pe această nișă. Bineînțeles, contează foarte mult nișa pe care sunteți, limba pe care o vorbiți pe clipuri, audiența către care vă adresați și așa mai departe. După cum vedeți, la canalul meu, la mia de vizionări, obțin 1,92 de euro. Repet, RPM-ul este foarte, foarte Important este suma pe care o faceți voi efectiv pe canal la mia de vizionări monetizabile, pentru că nu orice vizualizare este monetizabilă. Nu toată lumea lasă reclamele, unii folosesc adblockere, unii nu primesc reclamă de la YouTube și așa mai departe, așa că acesta este cifra pe care trebuie să o vedeți la mine. Suma 1,92 euro la mia de vizionări monetizabile. Ca număr de vizionări pe luna februarie, puteți vedea 80.000 845 de vizionări, din care videoclipurile dețin cel mai mare număr de vizionări, 70,4%. După care urmează shorts cu 19.879 de vizualizări, adică 24,6%, și streamurile live cu 5,1%. În acest moment, și shorts, nu uitați, și shorts sunt monetizate de YouTube o să vedeți că e foarte important să țineți minte și chestia asta pentru a vă arăta următorul tab. Și după cum vedeți, aceasta este suma efectivă pe care am făcut-o pe YouTube în luna februarie. Dacă vă uitați aici, 191,29 euro, Asta este suma totală, din care cei mai mulți bani sunt din reclamele YouTube, după care finanțare de la fani, YouTube Premium, adică cei care dețin YouTube Premium nu mai văd reclamă și atunci YouTube împarte banii cu noi de la YouTube Premium și de pe Shorts Feed, pe acea zonă unde apar shorts-urile, 18 euro cenți, făcuți în luna februarie. Nu știu dacă e mult, dacă e puțin, considerați voi în funcție de vizionările pe care le-ați văzut în tabul anterior. Ca să vedeți și, foarte important pentru mine este acest tab pe care doresc să-l să cresc, adică finanțare de la fani. Și aici nu vine doar vorba de uh, super chest și super sticker, va trebui să crezi partea cu membrii canalului, adică să ofer ni diferite niveluri de membership cu diferite uh, lucruri pe care aș putea să le ofer oamenilor ca ei să devină membrii canalului. La momentul acesta există uh, nivelul cel mai de jos, uh, foarte, foarte ieftin doar pentru cei care vor să devină membrii canalului și să aibă acces la serverul de discord și la live-ul odată la două săptămâni și alte câteva chestii pe care le obțin. Dar va trebui să fac și alte niveluri pentru a crește suma asta. Supercetul și super sticker le mulțumesc tuturor celor care donează pe, pe live-uri. Voi crește și aceste sume făcând diferite servicii pe live-uri astfel încât oamenii să plătească aceste chat-uri și superstickerele. Repet, din punct de vedere financiar acestea nu sunt donate. Adică se plătesc impozite pe ele, deci va trebui și aici să, să lucrez. Dar astea sunt mai volatile, să zic așa, depind foarte mult de persoanele care sunt pe live, pe când aici, membrii canalului, pot să lucrez mult mai bine. Anunțuri pe pagina de vizionare, bineînțeles, astea sunt anunțurile obișnuite din, din reclame. Și din banii ăștia, țineți minte, 191,29 euro, bineînțeles, convertiți în lei, trebuie să plătesc către statul român 44 de ron în acest moment. Nu uitați, asta este din câte știu eu, nu sunt. Sunt contabil, asta este un calcul făcut de cei de la firma de contabilitate, din câte știu se schimbă modul în care aceste sume, aceste imposte se plătesc, în sensul în care până acum plăteam taxe pe, nu știu, 3%, parcă ceva de genul ăsta, din venit și din ceva gen luna aprilie sau ceva de genul ăsta, dacă știți mai bine, corectați-mă, se vor plăti parcă 16% din profit. Adică dacă firma nu va avea profit, adică veți avea cheltuieli, se poate chiar această această să fie zero. Dacă efectiv aveți mai multe cheltuieli decât venituri pe firma voastră, repet, eu am serialele la acest moment, e posibil să să fie zero sau să fie o sumă mai mare în funcție de veniturile pe care le veți obține pe firma voastră. Dacă vorbim de PFA, deja sunt alte sume. Tot timpul recomand tuturor să apeleze la un contabil, să apeleze la cineva care se pricepe în acest domeniu, pentru că veți fi mai în siguranță în momentul în care veți plăti către stat tot ce aveți de plătit. Da, într-adevăr se plătește o sumă de bani către contabil, mie se pare și normal, face o muncă pentru voi. În același timp veți dormi mult mai liniștiți pentru că toate sumele astea nu uitați să se în niște conturi bancare și la un moment dat ANAF poate să vină să spună ce e cu acești bani. Sunt curios, vi se pare mult la suma asta de viziune, vi se pare puțin, poate aveți sugestii despre modul în care aș putea să cresc aceste venituri, poate aveți anumite servicii pe care aș putea să le ofer pentru partea de membership, și încă nu le-am găsit eu și vă interesează pe voi chestia asta. Chiar sunt curios să văd părerea voastră despre tot ce ați văzut pe acest clip. Bineînțeles, pentru sume mai mari de bani va trebui să faceți mai multe vizionări pe YouTube. Dacă vreți să faceți mai multe vizionări pe YouTube, chiar dacă aveți puține abonați, am un videoclip în partea stângă și ne găsim -o.